Vă salut, dragi prieteni! Cătălin Cornea sunt și vreau să intrați un pic în tainele ședinței mele de dresaj de astăzi cu un marțafoi. Este un amstaff tânăr, în jur de 9 luni, și vreau astăzi să inițiem poziția culcat. Oameni buni, am încercat cu el în toate felurile să-l fac să stea culcat, dar nu merge. Nu merge. Și dacă nu merge, am inițiat o altă tehnică. Voi ați văzut acolo pe canalul nostru de YouTube. Dacă ați studiat și dacă nu, vă invit să o faceți. Câteva clipuri cu variante de tehnici pentru a iniția poziția culcat sau pentru a o dezvolta. Cu etape prin etape. Astfel că vă puteți duce acolo și vă puteți informa sau puteți lua în considerare ceea ce voi face eu astăzi cu acest cățel în ședința noastră de dresaj vis-a-vis de poziția culcat. Totodată, pentru că avem de-a face cu o rasă cu mușchi, trebuie să nu ne folosim mușchii ca să-l determinăm să facă ceea ce îi cerem și să îl facem să fie cooperant. Este foarte important la faza de inițiere ce impresii creați câinelui despre ceea ce ați inițiat și atunci este esențial ca asocierile pe care le faceți în inițierile voastre în anumite exerciții, fără să vă folosiți forța, asocierile astfel vă asigurați că sunt pozitive, feedback-urile pe care și le ia în urma felului în care ați inițiat lucrurile sunt feedback-uri pozitive și îl aveți disponibil la ori ce număr de repetiții aveți nevoie cu el. Bun, pentru că am încercat toate variantele și puteți să mă credeți pe cuvânt și n-am mers cu poziția culcat, astăzi vreau să vă prezint în câteva etape, în câteva mișcări, poziția culcat prin intermediul folosirii corpului sau folosirii unor decoruri. În cazul ăsta, decorul sunt eu, da? Și picioarele mele. Îl vedeți, da? Am aici câteva bucățele de carne. Este foarte important să folosiți cele mai bune recompense care îl motivează pe câinele vostru. Trecem la treabă, da? Sunt aici, am picioarele în formatul ăsta, arăt recompensa pe dedesubt și îl fac să intre sub picioarele mele și aici punctez cu recompensa. Da? Bravo! Bravo! Liber! Am dat liber, mă mișc și apoi scoțându-l din context, îi dau timp, fiți foarte atenți la această fază, îi dau timp să sedimenteze informația vis-a-vis de acest context și când voi reveni în context, câinele se va mișca mai bine. Da? Haideți să încercăm din nou. Bun. Deci prima fază este să arăt câinelui pe dedesubt mâncarea. Îl atrag către mâncare, el vine și o las jos aici. Da? Aceasta este prima fază. Nu mulți câini sunt extrem de familiarizați și încrezători să treacă pe sub picioare, așa cum l-ați văzut pe el. Dar dacă lucrurile acestea se întâmplă, construiți, creați la etapa asta câteva subetape și construiți încrederea lui. De exemplu, îi dau aici, îi mai dau un pic aici, da? Îi mai dau un pic aici, până când ajungem în poziție. Îi dau și apoi inițiez eu plecarea, îl scot din context. Ok? Este foarte important. După ce ați realizat încrederea lui, astfel, puteți să duceți mâna, el se așează, culcat, și dau. Da? Se așează și dau. Mai avem și recompensa aici, îi dăm jos aici, da? Foarte bine, perfect. Ia uite, am timp să rup și un pic de mâncare și dau. Excelent. Următoarea fază, dragii mei, la acest exercițiu este să începeți, bineînțeles că nu vă veți limita numai la în construcția poziției culcat, inițiind în formatul ăsta, nu vă veți limita, vrei să vorbești tu sau să vorbesc eu? Care din noi? Bun, nu vă veți limita la... Stai, stai. Hai, vină încoace.
stai puțin pe loc, da? Așteaptă-mă. Bravo, așteaptă. Așa. Foarte bine. Cum spuneam, nu vă veți limita numai la a-l trece pe sub picioarele voastre și a-i induce poziția asta. Trebuie să introduceți noi sugestii și în cazul ăsta va fi reținerea de lesă, veți vedea, pentru a crea o legătură între poziționarea asta și reținerea de lesă. După ce veți face suficiente repetiții și când l-am reținut de lesă, o să vedeți, din poziția asta a picioarele, poziționați picioarele și el rămâne acolo, mă vezi pentru o nouă etapă. Deocamdată astăzi, hai, liber, fugi. Deocamdată astăzi ne limităm doar la această inițiere și la etapa asta în care încep să rețin câinele din lesă. Restul construcției, în special cu elevul nostru foarte fericit, Goldenul acesta retriever în blană de Amstaff, o vom iniția cu ocazia altor clipuri. Hai să vedem. Deci, am picioarele așa, l-am trimis, îl rețin un pic de lesă, vedeți? Îl rețin un pic de lesă aici și îmi ridic și picioarele. Cu cât el stă, cu atât eu îi ofer aici recompensa, da? Perfect. De obicei o puneți jos. Îi spun liber. Mă mișc, bravo. Bravo, ești drăguț și deștept. Hai să mai facem o dată. Nu mă face de râs, ci hai să mai facem o dată. Da? Nu, acolo e. Uite aici. Deci, am picioarele drepte, îi spun culcat, îl rețin de lesă și apoi îmi îndoi picioarele. Rămâne în poziție, îi dau recompensa și îi spun liber băiatului. Liber băiatului. Ne distrăm, după aceea ne distrăm și atunci ședința noastră s-a terminat într-o manieră pozitivă, o bună dispoziție cu care, ia, fiți atenți aici. Mamă, mamă! Bă, uitați-l, el este nebunit după mingea asta. Eu folosesc așa zisa obsesie pentru obiectul ăsta, da? Vedeți că este nebunit după minge. Și în mod normal, ținta mea, inclusiv în construcția poziției culcat, este ca pentru această minge să se așeze. Mai devreme m-ați văzut cu mâncare făcând, pentru că este faza de inițiere, și să pot să recompensez de mai multe ori rămânerea lui în poziție. Cu mingea nu pot să recompensez decât o dată. Dar, veți vedea, este o formă de testare acum, dacă el este pregătit să facă pentru mingea această poziție. Folosesc toate celelalte repere pe care le-ați văzut, lesă, poziția picioarelor, cuvântul și vedem dacă se păcălește. Dacă se păcălește, îi dau mingea. Dacă nu, înseamnă că mai avem de parcurs câteva etape până la momentul în care face cu mingea. Hai să încercăm. Hai bea. Ia. Hai. Culcat. Culcat. Ce tare ești, bravo. Liber. Credeți-mă, este pentru prima oară când fac cu mingea, cu acest cățel, și totuși a ieșit. Hai să vedem dacă nu cumva a fost o întâmplare și reedităm scenariul. Hai bea, ia. Hai, și culcat. Opa, bine, liber. Observați? Deci înseamnă că undeva câinele a înțeles toate aceste repere. Hai. Culcat. Bravo. Țin picioarele îndoite, observați? Liber. Și ofer recompensa pentru minge. Îmi dai picioarele. Bun. Și arunc-o în iarbă. Perfect. Da, dragii mei, bineînțeles că în ecuația noastră posesorul câinelui este extrem de important. Atât timp cât el stăpânește mingea mai sus. Atât timp cât el stăpânește tehnica și se mișcă precum un dresor, câinele îl va asculta ca pe un dresor. Da? Este important să vă implicați în ședințele de dresaj și să învățați picioarele mai sus, atât, și mâna sus. Da? Este important, lasă picioarele. Bun, atât, și acum îi dai mingea.
Deci este important să vă implicați în ședințele dresaj, da, să vă exersați tehnica, da, pe care o vedeți, mână sus, cu minge. Bravo. Bun? Rămâi așa. Bun. Este important să vă însușiți tehnica pentru că o puteți exersa oriunde, independent de dresuri, da? Bravo. Și acum eu dai. Liber. Se întâmplă ca acolo pe net să fie și alți specialiști care spun lucruri, dar este foarte posibil ca informația să fie incompletă. Eu vreau să vă dau toate detaliile ca să știți de ce lucrurile se fac, care este resortul din spatele fiecarei inițieri a unui exercițiu și a tehnicii pentru ca voi să o folosiți cu succes. Bun, deci este pentru a doua oară când câinele face poziția culcat pentru mingea ieșit. Voi mai încerca o dată a treia oară și dacă este cu succes finalizăm ședința. Finalizând ședința, îl lăsăm pe câine până la următoarea noastră ședință să sedimenteze informația și în același context când îl vom repune va fi foarte cooperant. Hai, Ben! Ia să vedem. Culcat. Asociez cuvântul bravo. Liber! Excelent! Excelent! Da? Câinelui îi place, asta este cel mai important. Și pentru că îi place, vom căuta să folosim același tip de... Ia! Culcat! Ce tare ești! Liber! Pentru că îi place, încercăm să folosim același tip de recompensare. Este important să vă asigurați că introduceți și mijloacele acestea din lesă. Dacă observați, el are lesă retractabilă. De ce? Pentru că dacă aș avea un metru de lesă, dragii mei, când lucrez cu el, n-aș putea să-l recompensez cu mingea așa cum și-ar dori. De exemplu, urmăriți-l ce face acum. Vedeți? N-ar putea să facă asta dacă eu aș avea un metru de lesă. Pentru cei diversi de pe net, care își dau cu părerea despre lesa retractabilă și spun că un câine se dresează numai în lesă scurtă, le transmit că ei nu dețin adevărul absolut. Ok? Lesa retractabilă și ca un prim argument este că acea lesă de un metru sau de doi pe care o folosesc, acei dresori care își dau cu părerea despre această lesă, nu poate fi făcută de 10 metri. Pe când lesa asta de 10 metri eu o pot face de un metru. Da? Numai că, fiind de 10 metri, eu pot să recompensez câinele oriunde, avându-l încă sub control. Hai să mai facem o dată și ia, culcat. Și urmărim câinele cum fuge, da? Liber! Aoleu! Este adus, lesa se strânge singură, câinele revine cu mingea, are libertatea asta de a face drumul înapoi pentru a-mi da mingea și pentru a-l trimite din nou. Pac! Uite-l! Uite-l cum vine, băiat! Deci, dragii mei, sunt clipuri acolo despre lesa retractabilă în care argumentez utilitatea acesteia, așa că nu mai mergeți pe Fenta de pe net, și informați-vă din mai multe surse să vedeți dacă ceea ce vă spune unul sau altul este adevărul absolut. Da? La revedere!